În vremea aceea au ținut sfat fariseii ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodianii zicând, Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă ce ți se pare, se cuvine să dăm daștie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, Ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul de daștie. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis, al cui echipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei, ale cezarului. Atunci a zis lor, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. În ziua aceea s-au apropiat de el saducheii, cei ce zic că nu este înviere și l-au întrebat zicând, Învățătorule Moise a zis, Dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmaș fratelui său. Deci erau la noi 7 frați și cel din tâi s-a însurat și a murit, și neavând urmaș, a lăsat pe femeia sa fratelui său. Asemenea și al doilea și al treilea până la al 7-lea. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, deci, a căruia dintre cei 7 va fi femeia, căci toți au avut-o de soție. Răspunzând, Iisus le-a zis, Vă rătăciți neștiind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților n-ați citit oare ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu zicând, Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Nu este Dumnezeul morților, ci al viilor. Iar mulțimile ascultându-L erau uimite de învățătura Lui. Și auzind fariseii că a închis gura saducheilor, s-au adunat la olaltă. Unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu-L pe Iisus, l-a întrebat, Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind anurați farisei, i-a întrebat Iisus zicând, Ce vi se pare despre Hristos, al cui fiu este? Zisau lor, al lui David. Răspunsa lor Iisus, Cum deci David în duh îl numea pe el Domn zicând, Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt și nici n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând, Cărturarii și farisei au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice voi faceți-le și păziți-le, iar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale, și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile din tâi în sinagogi, și să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni rabi. Voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și Tatăl vostru să nu numiți pe pământ, că Tatăl vostru unul este cel din ceruri. Nici învățător să nu vă numiți,
că învățătorul vostru este unul, Hristos, și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru? Cine se va înălța pe sine se va smeri, și cine se va smeri pe sine se va înălța. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic, și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al genei de două ori mai mult decât voi. Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceți, cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat, nebuni și orbi. Ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat, nebuni și orbi. Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel care locuiește în el. Cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați în țarul și înghițiți cămila, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățați partea din afară a paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu morminte de cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, însă înăuntru sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară, vă arătați drepți oamenilor, însă înăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale drepților și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda genei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci înțelepți și cărturari. Dintre ei veți ucide și veți răstigni. Dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele drepților, care s-a vărsat pe pământ de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat, creiez vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit. Iată casa voastră vi se lasă pustie, căci vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea, până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului.
ție, Doamne, slavă ție!